Doamnelor și domnilor, avem și acum imagini de ultimă oră cu ce avea, de fapt, Cătălin Cherec, ești la el, în momentul în care a fost prins. Vedem mai multe legitimații, desigur, bani, desigur erau și bani, dar aici am atins deja acest subiect. Avea așa niște bani de buzunar, pe care îi dusese în Germania de-a lungul ultimelor 2 ani, dacă nu mă înșel, aproximativ 1,5 milioane de euro se estimează că ar fi dus acolo Cătălin Cherecheș împreună cu mama sa, pentru că din țară nu putea să scoată decât câte 10.000 de euro. Da, așa, acum avea 3.200 cam așa de euro la el, de-aia zic bani de buzunar față de ce da. Sume știe el despre care știe el să vorbească, dar ne dă mai multe detalii despre toate aceste documente și despre acești bani colegul nostru Vali Stan. Te ascultăm, Vali. Bine v-am găsit, Cristianca. Sunt informații, detalii pe care le obținem de la polițiștii români și germani, cei care de altfel l-au prins pe Cătălin Cherecheș în sudul Germaniei. Spun ofițerii că acesta avea peste 3.000 de euro la el în momentul în care a fost capturat. Mai vorbesc polițiștii despre faptul că în momentul în care el a fost prins, știm că se afla alături de mătușa lui, iar cei doi conduceau un bolid de lux, o mașină de lux. Știam deja că cei doi goneau pe șoselele din Germania cu peste 200 de kilometri la oră, însă acum oferă polițiștii de detalii și despre mașina pe care aceștia o conduceau. Totodată, foarte multe documente au fost găsite asupra lui Cătălin Cherecheș și au oferit ofițerii poze cu aceste documente. Vorbim în primul rând despre o carte de identitate din Italia. Cătălin Cherecheș este rezident în Italia din 2022. Exista această suspiciune că el plănuia ca într-un final să ajungă în peninsulă, iar faptul că avea asupra lui acest buletin, această carte de identitate, confirmă această speculație. Totodată, Cătălin Cherecheș avea asupra lui un buletin românesc, o legitimație a cadrelor militare în rezervă, dar și avea Cătălin Cherecheș și un alt document. Este vorba despre un document folosit pentru... Da, este legitimația de parlamentar, Anca, o legitimație de parlamentar care nu mai este valabilă însă din 2012, da, pentru că el de atunci nu mai este parlamentar. Însă o avea asupra lui și ofițerii au găsit-o. Nu știm de ce a luat-o Cătălin Cherecheș, însă avea foarte multe documente, foarte mulți bani. El este acum reținut, este în spatele gratilor în Germania, în sudul Germaniei, vă spuneam, a fost prins în Augsburg. Ne așteptăm ca în zilele următoare să se ia în calcul extrădarea lui. Va fi nevoie cu siguranță de o decizie a unui judecător din Germania, însă știm că în alte cazuri nu au apărut probleme în ceea ce privește extrădarea infractorilor români din Germania. A fost întotdeauna o bună colaborare între justiția românească și cea din Germania. Valentin, îți mulțumim Valentin, tare mult. Am putea să spunem, Cristi, că a luat cu el și amintirile în buzunar, nu-i așa? Dacă vine cu legitimația parlamentară. Nu știu dacă l-a luat ca amintiri, poate cine știe, ar fi intimidat pe cine n-ar fi cunoscut sau de unde nu s-ar fi priceput. Iată, un parlamentar, poate se gândea că cu un parlamentar sau cu un fost parlamentar, polițiștii din Italia, din Germania, s-ar fi comportat altfel față de cum s-ar fi comportat cu un cetățean obișnuit. Exact, că n-ar avea probleme și poate cineva nu s-ar fi uitat la acea dată, dar pentru că ne-a povestit câteva detalii, Valentin. Haideți, doamnelor și domnilor, să vedem filmul plecării din țară și prinderii lui Cătălin Cherecheș. Un demn de un serial de acțiune până la urmă. Sunt un fel de victimă de serviciu. Eu am întrebat un singur lucru. Ai greșit? Nu, n-am greșit. Bun. Atunci nu e nicio problemă. Nu pot să găsesc niciun fel de filtru prin care, mental, prin care să evaluez ce au avut oamenii ăștia în capul lor. Ai impresia că justiția e la piață. Justiția, sunt convins că își va face datoria. Această operațiune a decurs din punctul nostru de vedere ca la carte și aș menționa și aș sublinia faptul că această depistare, această localizare și reținere
a urmăritului internațional s-a întâmplat în 4 zile de la momentul dispariției sale, de la momentul pronunțării hotărârii definitive de către o instanță din România. Anterior a fost o cooperare foarte bună între poliția română, între autoritățile din Germania, Ungaria, Austria, dar și din Italia. O operațiune ca la carte, lăudată și de ministrul de interne Cătălin Predoiu. Felicit și mulțumesc polițiștilor și partenerilor instituționali interni și externi, români și germani, care au cooperat direct și permanent pentru capturarea condamnatului penal Cherecheș Cătălin.